Secretul fericirii este următorul: să-ți dorești ceea ce ai deja cu adevărat. Asta spun practic toate curentele filozofice existente. Deși abordările filozofice asupra vieții diferă de la un curent la altul, toate sunt de acord pentru un anumit aspect, și anume că fericirea vine într-adevăr din lucruri pe care le avem deja și nu din cele pe care ni le dorim. Poate că sună ciudat ideea asta, pentru că toată lumea de azi promovează ideea asta că trebuie să ai cât mai mult, cât mai calitativ, cât mai masiv, totul să fie dus la extrem. De ce ai vrea să ai ceea ce ai deja cu adevărat când poți să ai mai mult? Și până și eu promovez cititul și filozofia pentru acumularea de cunoștințe, respectiv investițiile la bursă pentru acumularea unui capital financiar cât mai mare și mai solid. Oare toate astea nu sunt în contradicție cu esența filozofiei? Sistemul social al Romei antice era construit în așa fel, pe baza respectării ierarhiei sociale, astfel încât să existe o relație de întrajutorare între membrii păturii de jos și oamenii de rând sau cei cu rang ridicat. Astfel, oamenii bogați, politicienii, negustorii renumiți sau bancherii subvenționau și aveau sub tutelă diferiți scriitori, gânditori și artiști talentați. Oamenii din prima categorie trebuiau să ocrotească pe cei din a doua categorie, iar aceștia din urmă aveau datoria de a oferi roadele muncilor creative celor ce îi protejau și, pe lângă asta, trebuiau din când în când să le și îndeplinească diferite cereri. Drept consecință, exista o astfel de relație de întrajutorare între cei din vârf și cei de jos, iar societatea romană dăinuia în pace. Una din sarcinile suplimentare pe care trebuia să le facă protejatul pentru superiorul său era îndeplinirea rolului de antembulo, care însemna cel care eliberează calea. Această sarcină consta în a merge înaintea patronului său pe unde călătorea prin Roma, comunicând mesaje, asigurând șederea peste noapte și, în general, chestii mărunte care să-l asigure pe superior de tot confortul. Un autor de epigrame recunoscut la acea vreme, numit Marțial, a îndeplinit rolul de antembulo pentru Mela, un om de afaceri și fratele binecunoscutului consilier politic și filozof stoic Seneca. Din cauza condițiilor de trai grele din acea vreme, Marțial a fost nevoit să fie antembulo pentru încă o personalitate importantă a acelor vremuri, și anume Petilius, un alt om de afaceri. Astfel, Marțial mergea de la un patron la altul și îndeplinea acele munci oferite, rămânând ca în timpul său liber să-și exercite rolul de scriitor. Marțial avea o atitudine de bunăvoință și respect și apreciere față de patronii săi, însă în realitate îi ura de moarte. În secret aspira să fie un nobil ca și stăpânii săi, își dorea o casă mare și un renume de scriitor. În schimb, în viziunea sa trăia ca un sclav și nu ca un boier recunoscut pentru valoarea sa. Drept consecință, scrierile sale au avut un caracter sumbru și acru, pline de revoltă și amărăciune la adresa clasei superioare, din care acesta trebuia cu necesitate să ajungă și să facă parte. Poate când auzi aceste cuvinte, ți se poate părea exagerată și chiar nemernică atitudinea lui Marțial la adresa superiorilor săi. Până la urmă, nu făcea munci atât de grele și rămânea mereu timp pentru a scrie și chiar a se odihni. Cum poate un om să fie atât de avid și de nerecunoscător? E bine, dacă e să fim sinceri, amândoi știm că această atitudine nu ne e străină, ba chiar familiară. În fiecare din noi se lăslușește un mic geniu avid după putere, care denigrează orice și pe oricine perceput deasupra sa. Ce e ciudat e că atât eu cât și tu am avut măcar un moment în viață de gelozie și apatie față de oameni care ne-au făcut binele. E într-adevăr un sentiment îngrozitor pentru propria minte și un adevărat cancer pentru suflet. Și în acest punct probabil că te gândești că suntem condamnați la nefericire pentru tot restul vieții, deoarece, dacă e să fim sinceri, oricare din noi are momente de slăbiciune, iar poftele agoliselii ne ademenesc în continuu. Din fericire însă, există un remediu pentru invidie și gelozie care nu doar că va combate aceste sentimente nesănătoase, ci ne va dezvolta un sentiment de pletitudine complet, care va împlini și esența filozofiei: secretul fericirii este să îți dorești ceea ce ai deja, menționată mai devreme. Leacul pentru acest cancer al sufletului numit invidie nu este altceva decât recunoștința. Recunoștința presupune a aprecia fiecare mic dat al vieții, considerându-l un cadou din partea universului. Recunoștința nu vine prin eliminarea completă a dorințelor, ci mai degrabă prin aprecierea cu adevărat a celor avute. Astfel, se creează un oarecare ciclu între tine, posesiuni și univers, care se află într-o constantă armonie, aducând oarecum fericirea drept rezultat. Însă când devii invidios sau gelos pe celălalt, acest ciclu se rupe, iar tu devine fericit. Nu vrei să știi ce ură am avut pentru majoritatea youtuberilor pe care îi consideram sub nivelul meu și care aveau rezultate mult mai bune decât mine și consideram că munca mea e cea mai bună. Oarecum, de ce oamenii ăștia nu apreciază cu adevărat ceea ce le ofer eu? Eram plin de ură și invidie și până la urmă am realizat că oricum nu pot să schimb acest aspect. Cel mai bine este să mă axez pe ceea ce am cu adevărat acum și făcând acest aspect am învățat să iubesc cu adevărat ceea ce sunt și universul mi-a dat armonie. Invidia e o emoție nesănătoasă și toți dintre noi o simțim în sinele nostru. Și ca să vezi o chestie interesantă, ura pe care o purta Marțial în sufletul său nu-l atingea pe Mela sau pe Petilius, ci se răsfrângea doar asupra sa. La fel e și în cazul nostru, de fiecare dată când nutrim emoții negative și gânduri negre față de oameni pentru rezultatele sau posesiunile lor, golul din inima noastră se adâncește. Și cu atât mai mult când persoana în cauză ne face un bine și ne ajută cu inimă deschisă, atitudinea de răutate și discreditare ne va ucide și mai mult sufletul. Și până la urmă, de unde vine atâta răutate și invidie la succesul celorlalți? Nevoia avidă de putere și de recunoaștere are origine în pulsiunile noastre animalice. Adevărul e că în primele stagii de evoluție umană ești mai mult animal decât om. Când ești copil sau adolescent, te preocupă chestiunile de bază și ești condus de instinctele primare, cum ar fi cel de hrănire sau reproducere, care pot fi foarte ușor convertite în lăcomie și ură atunci când percepi pe cineva că el are mai mult decât tine, ori că tu ai prea puțin. Și reține, doar cei care se află în primele stadii ale evoluției lor vor avea aceste sentimente dăunoase. În schimb, oamenii care au lucrat la personalitatea lor și au excelat în toate domeniile vieții nu vor nutri aceleași sentimente și așa ajungem și la punctul 2 și anume, recunoștința e o practică spirituală care întărește și cultivă sentimentele de umanitate din noi. N-ai să vezi un filozof în adevăratul sens al cuvântului să fie gelos pe un alt filozof pentru numărul de elevi pe care îl are, ori un om de afaceri, tată de familie, iubitor și pasionat al sportului și călătorilor, să fie gelos pe un alt om de succes, sau chiar un profesor iubitor să fie invidios pe un alt profesor pentru că are mai mulți studenți decât el. Oamenii de caracter apreciază cu adevărat alți oameni de caracter și își doresc pentru ei tot binele din lume, nici de cum să le meargă rău. Și punctul numărul 3, detașarea emoțională de posesiunile avute. Ăsta e secretul, poți avea în continuare câte dorințe vrei, cu condiția de a fi conștient că există posibilitatea ca ele să nu se îndeplinească vreodată și să fii cu totul în regulă cu asta. E perfect normal și indicat să ai bani, o mașină frumoasă, casa visurilor tale și câte și mai câte, dar trebuie să găsești puterea de a nu-ți alipi sufletul și emoțiile de ele. Vei reuși acest lucru doar când vei primi cu recunoștință toate cele bune și rele din partea vieții și le vei da înapoi cu inimă deschisă când îți vor fi cerute. Și nu știu dacă mă crezi, dar eu am fost exact ca Marțial, aveam ură pe toată lumea și asta mi-a negrit sufletul. Și când ești la începutul vieții tale, când nu știi despre sfera asta dezvoltării personale a filozofiei, toți vom fi așa, însă asta nu înseamnă că trebuie să rămâi în același loc. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi ca Marțial, ci poți să te duci la următorul nivel muncind la tine. Și asta trebuie să faci, ia-ți toate acele frustrări, pune-le în munca ta și așa vei crește ca om și te vei duce la următorul nivel. Spre exemplu, eu am pornit proiectul WeLoveBooks acum 4 ani și dacă mâine s-ar întâmpla ceva cu platforma YouTube, să zicem că mi-ar fi restricționat accesul la canal sau mi l-ar șterge, pierzând astfel practic tot ce am creat în acest timp, crede-mă că nu aș avea niciun fel de problemă. Sunt într-adevăr recunoscător pentru că am avut timp, sănătate și chef să creez aceste videouri în parte, fiecare în parte, că te-am avut pe tine ca ascultător fidel și că până la urmă mi-am trăit misiunea vieții. Și asta este de a te învăța pe tine despre bani și filozofie. Iar pentru toate acestea, recunoștința mea față de tine și față de univers este infinită. Așadar, acest video reprezintă cele 3 cuvinte de recunoștință pentru faptul că tu, cel pe care nu l-am întâlnit și probabil că nu-l voi întâlni niciodată, ești aici, și anume, mulțumesc cu recunoștință. Și din momentul ăsta, de fiecare dată când vei simți invidie pentru ceva sau cineva, să știi că invidia este cancerul sufletului și ca să scapi de ea, ai nevoie doar de recunoștință și atât. Și sigur, în sufletul tău vei găsi ceva, chiar și în acest moment, ceva pentru care ești recunoscător din tot sufletul tău. Până la clipul viitor, succes!